Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint parfumurile Faraway. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place. Eu mai am un clip cu prezentarea parfumurilor Faraway pe canal, dar de atunci au intrat în posesia mea încă două parfumuri din gama Faraway, printre care și noutatea absolută, Faraway Royal, care va apărea în următorul catalog, numărul 1 din 2021, care începe pe 31 decembrie. Dar le vom lua la rând. Vreau să vi le prezint pe scurt parfumurile și ultimul va fi și Faraway Royal. Bun. După cum vedeți, așa cum am spus și în celălalt clip, parfumurile Faraway se împart în două familii. Aceste parfumuri Faraway, care sunt cele clasice, cu sticluța clasică, și aceste două parfumuri Faraway, care au cu tot o altă sticluță, cu toate că sunt tot parfumuri Faraway. Aceste două parfumuri, din punctul meu de vedere, sunt parfumuri Faraway pentru, pentru tineri. Aceste două parfumuri pot fi purtate fără nicio problemă, începând cu 18 ani. Dacă celelalte parfumuri sunt parfumuri mult mai, mai puternice, purtate de doamne care știu ce vor de la viață, aceste două parfumuri sunt la fel de frumoase, dar pot fi purtate fără nicio problemă, cum am spus, începând cu 15, 16, 17, 18 ani. De exemplu, Faraway Rebel, când mergeam și lucram la birou, era cumpărat de colegele mele până în 30 de ani. Deci acesta era cel mai cumpărat parfum de la Avon din gama Faraway pentru tinerele mele colege. Să nu vă faceți ideea că nu pot fi purtate. Pot fi purtate de cine dorește, dar acestea au ceva mai tineresc, mai jovial. Acestea sunt niște parfumuri mult, mult mai puternice. Dar haideți să vi le prezint pe scurt și dacă tot am vorbit despre acesta, Faraway Rebel. Este un parfum frumos, este un parfum dulce, un parfum tineresc, puternic, destul de puternic, este un floral fructat gurman care a apărut în 2018 și are o faimă între parfumurile Avon. Are ca note de vârf coacăze negre, frișcă, de mijloc floare de portocal, de bază caramel și ciocolată. Deci este un parfum destul de dulce, purtat mai ales pentru seară, îl văd eu, dar are ceva tineresc prin acea floare de portocală, nu este acel dulce care să te leșine. Este un dulce tineresc, un parfum extraordinar de frumos. Un parfum nou apărut la Faraway în această gamă este Rebel and Diva. Rebel and Diva este un parfum floral. Mie mi se pare mult mai dulce. Mi se pare că acest parfum face legătura între acesta și parfumurile Faraway clasice. Este mult mai dulce, are ca note de vârf piper roz, da, în momentul când te dai este puțin codimentat, dar apoi are ca mijloc iasomie de sambac și de bază stânjenel și caramel. Deci este dulce, dar este codimentat, este perfect pentru toamnă și sticluța aceasta roșie către vișiniu îți indică acest anotimp. Eu îl văd pentru toamnă, pentru iarnă, că încă nu este frig, cum este acum. În București sunt peste 10 grade. Deci acesta merge foarte, foarte bine și poate fi purtat și de persoane mult mai tinere, este jucăuș, este frumos, poate fi purtat la petrecere, este un parfum și acesta bun. Amândouă pe pielea mea țin peste 6 ore, deci sunt parfumuri bune. Și acum trecem la parfumurile clasice Faraway, bineînțeles vom începe cu clasicul, Avon Faraway,
acesta. Eu am sticluța de 100 de mililitri. Acesta este un parfum super, super puternic. Este acel parfum care îți place sau nu îți place. Ca să-l cumpărați, vă rog să-l încercați, să luați acea variantă de 10 ml și vedeți dacă vă place, că s-ar putea să nu vă placă și nu este un parfum care în 2-3 ore a dispărut și gata, am terminat. Nu, este un parfum puternic, este pentru o doamnă puternică, pentru o petrecere în care vrei să fii, să ieși în evidență. Este un parfum frumos, nu este preferatul meu, dar nu pot să spun că este un parfum rău. Este un oriental floral din 1994. Deci numai vechimea la Avon ne spune că totuși este un parfum bun și are multe, multe note. De vârf, ylang ylang, portocală, nucă de cocos, piersică. De mijloc, iasomie, osmantus, trandafir, violetă, gardenie, frezie, de bază, vanilie, lemn de santal, mosc și ambră. Este un parfum puternic. Încercați-l înainte de a-l cumpăra. Un alt parfum care se aseamănă cu acesta, dar este mult mai purtabil din punctul meu de vedere, este Faraway Gold. Are această frumoasă sticluță în degradé de auriu. Este un oriental floral din 2014, care are ca note de vârf piersică, frezie, osmantus, de mijloc, floare de portocal, ylang ylang, iasomie indiană și de bază, vanilie de Madagascar, lemn de santal și ambră. Este un parfum la fel de puternic, dar parcă acea floare de portocal îl face puțin mai suportabil decât Faraway Classic. La fel, încercați-l. Nu știu dacă există o variantă de 10 ml, dar dacă găsiți undeva să-l încercați înainte de a-l cumpăra. Eu am varianta de 50 de ml. Bun. Am mai cumpărat între timp, pentru că îmi lipsea din colecția mea, Faraway Infinity. Faraway Infinity, care încearcă și se apropie foarte mult de Faraway Glamour, este predecesorul său, se aseamănă în multe note, îmi place mult și acest parfum, nu este atât de puternic ca celelalte două, care ele se aseamănă între ele, este mai... cum e și sticluța, mai clar așa, mai purtabil. Este un floral fructat, deci este ceva mai ușor, din 2016. Are ca note de vârf, gardenie, bergamotă, gălbenele și de mijloc, iasomie de sambac, iasomie și floare de portocal, de aceea este puțin mai purtabil, pardon, și de bază vanilie, lemn de santal și patchouli. Este un parfum dulce, puternic, purtabil. Eu îl văd purtat, poate fi purtat și primăvara, când încă este rece, îl văd purtat toamna fără nicio problemă, nu vara, că totuși e destul de dulce. Și iarna, dar iarna parcă îmi plac acele parfumuri mult mai puternice decât acesta, tip Faraway Classic. Și după acest parfum a fost făcut Faraway Glamour, preferatul meu, este dintre toate parfumurile Faraway, acesta este preferatul meu, mi se pare extraordinar de bine făcut, de la această sticluță în degradé negru, care arată superb la miros. Este un oriental din 2019 cu note de vârf, piper roz, coacăze negre și grapefruit. Este așa de codimentat, dar un codimentat frumos de când te dai cu el. Are ca note de mijloc iris, floare de portocal, vanilie de Madagascar și de bază mos negru și patchouli. Deci anumite note se găsesc și în acesta, dar în acesta parcă au ajuns la o altă calitate, mult, mult mai bună. Este fantastic acest frumos parfum, este purtabil, deci nu deranjează. La fel, este un parfum puternic,
Poate fi purtat și la birou, că nu deranjează. Nu-l văd purtat vara, îl văd purtat în perioada mai rece, primăvară, toamnă, iarnă. Eu îl port acum, îmi place la nebunie, sper să nu-l scoată pentru că este un parfum bun. Bun, și acum a mai apărut un nou parfum. L-ați văzut în unboxing-ul din catalogul 16, când mi l-am cumpărat din My Avon Magazine, împreună cu acel gel de duș cremă sub duș, care este foarte bine să folosim înainte de a ne da cu parfum, pentru că parfumul persistă mai mult pe pielea noastră. Așa arată cutia și parfumul este un parfum foarte frumos. Așa arată, este un degradat de roșu până la negru, negru fiind capacul. Este un parfum pentru iarnă, eu nu-l văd nici măcar toamna. Este un parfum puternic, este un floral care are ca note bergamotă, iasomie și vanilie de Madagascar. Are ceva din celelalte Faraway, Faraway Classic și Faraway Gold, dar este mult mai dulce, este puternic și mai are sigur un conotă, încă nu am găsit-o nici măcar pe Fragrantica, ceva care mie nu-mi place așa mult. Cred că un codiment ceva, are un decodimentat ceva care nu-mi place, dar nu pot spune că este un parfum rău. Este dulce, pe pielea mea persistă în jur de 6 ore, este un parfum puternic. Eu v-aș sfătui să luați varianta de 10 ml înainte pentru a-l încerca, înainte de a cumpăra această variantă de 50 de ml. Eu o să-l port pentru că este purtabil, nu pot să spun, dar nu este la fel de frumos ca acesta glamour. Are ceva, are o notă și nu pot să-mi dea seama că nu e nici vanilia, nici iasomia, nici bergamota. Mai are o notă care cred că o să fie prezentată în următoarele cataloge, o să le urmăresc, dacă este ceva voi spune. Îl face codimentat, ceva puternic, mie mi se pare un codiment care mă duce cu gândul la un parfum masculin, deci mai are ceva, dar pe total este un parfum frumos. Este un parfum nou în familia Faraway. Încercați-l, luați măcar gelul de duș, pentru că este un gel de duș bun, este hidratant, miroase foarte frumos. Vedeți dacă vă place mirosul și apoi cumpărați parfumul. Bun, acestea sunt parfumurile din clasa, din seria Faraway. Parfumuri bune, parfumuri puternice, parfumuri recunoscute ca fiind Avon, deci când spui Faraway, clar știi că sunt parfumuri de la Avon. Vă invit să le cumpărați, să le urmăriți, să le încercați, mai ales cele de 10 ml înainte, și să cumpărați aceste parfumuri din broșura Avon. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit până la sfârșit, ca să fac cu mine. Ne vedem cu alte clipuri. Pa, pa!